Crește numărul elevilor care trec la cursuri online. Localitățile Bolboș și Schela au intrat în scenariul roșu, acest lucru având consecințe asupra unui număr de 10 școli. În clipa de față, incidența primită astăzi, avem două localități în scenariul roșu, respectiv Bolboș și Schela. Și asta înseamnă că se însumează un număr de 10 școli care se află în scenariul roșu, deci în învățarea online cu toții. Avem 260 de unități școlare în scenariul galben în acest moment și 192 de unități școlare în scenariul verde. La grădinița Motru, grădinița cu program prelungit, încă nu s-au încheiat lucrările de îmbunătățire a sistemului termic, sistemului electric. Se instala chiar și un dispozitiv antiincendiu, deci încă nu s-au încheiat toate aceste lucrări și dumnealor acolo, tot în scenariul online, își desfășoară activitatea. Potrivit ultimelor raportări, 14 elevi au fost depistați cu coronavirus. Alte 15 cazuri s-au înregistrat în rândul dascălilor. Astăzi, de asemenea, avem un număr de numai puțin 14 elevi infectați în tot județul Gorj și 15 cadre didactice infectate. Mai avem în prezent testate pentru noul coronavirus în școli cu testele antigen un număr de 14 cadre didactice și un număr de 40 de elevi. Astăzi avem depistat la liceul cu program sportiv un cadru didactic. Deci aceste date vineri nu le aveam. La grădinița Lumea Copiilor avem un cadru didactic depistat pozitiv și automat o clasă suspendată, iar alte două eleve, din ce am înțeles, sunt surori și sunt în clase diferite, la școala gimnazială Constantin Săvoiu, iar tot la școala gimnazială Constantin Săvoiu mai avem și două cadre didactice depistate. Autoritățile au anunțat că de acum încolo, în fiecare vineri, se va stabili scenariul, după care fiecare unitate va funcționa în următoarea săptămână.